felul în care va funcționa fiecare unitate școlară va fi decis local. Deci decizia se descentralizează la nivel de județ. Și în funcție de situația concretă, locală, se va decide dacă unitatea școlară va funcționa după scenariul 1, verde, cu risc mic sau deloc, după scenariul 2, galben, cu risc mediu, sau după scenariul 3, numit roșu, care înseamnă că școala se închide de tot. În consecință, pentru fiecare școală în parte, comandamentul județean pentru situații de urgență va lua decizia dacă se merge pe scenariul verde, asta însemnând toți elevii merg fizic la școală, se țin cursuri normale. Sau dacă se merge pe scenariul 3 roșu, când nimeni nu merge la școală și totul se desfășoară online, sau scenariul galben, scenariul 2, de risc mediu, care înseamnă că o parte din activități se țin în școală și o parte se ține în online. Deci, încă o dată, decizia se descentralizează, se ține cont de situația concretă din localitate, chiar și din școală, și în funcție de asta vom avea o decizie corectă pentru fiecare unitate școlară în parte. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.